A fost ziua porților deschise la școala gimnazială Vasile Cristoforanu din Râmnicu Sărat. Zeci de preșcolari, părinți și cadre didactice au vizitat sălile de clase pentru a cunoaște oferta educațională pusă la dispoziția celor care vor să se înscrie la clasa pregătitoare. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, cererile de înscriere pot fi depuse începând cu 11 aprilie 2024. Avem în această săptămână Ziua Porților Deschise, organizată pentru grădinițele și căminele din municipiu, în scopul venirii, consultării, luării la cunoștință așa la fața locului de către viitorii elevi din clasa pregătitoare, dar și părinții acestora, pentru că începând cu 11 aprilie și până în 14 mai, avem perioada de înscrieri în clasa pregătitoare, adică înscrieri începutul școlii pentru această nouă serie de elevi. Pentru viitorul an școlar, școala gimnazială Vasile Cristoforanu din Râmnicu Sărat pune la dispoziția elevilor două clase de învățământ tradițional și o clasă în alternativa step by step. Dacă va fi cazul, locurile pentru clasa pregătitoare pot fi suplimentate. Avem două clase de învățământ tradițional cu 44 de locuri și o clasă în alternativa step by step cu 22 de locuri. Pentru clasele de tradițional se vor înscrie elevii din circumscripție, nu rămâne niciun elev neînscris, chiar dacă în această perioadă nu pot veni până la 1 septembrie, ușile sunt deschise, secretariatul îi înscrie și dacă va fi cazul, vom și suplimenta locurile. Printre documentele necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare sunt necesare certificatul de naștere al copilului, actele de identitate ale părinților, dar și o adeverință de la grădiniță din care reiese că micuțul a frecventat cursurile pentru preșcolari. Câteva precizări legate de documentele necesare pentru înscriere în clasa pregătitoare, certificatul de naștere al copilului, cele două documente de identitate ale părinților, în copie și în original, o adeverință de la grădiniță că a frecventat, iar pentru situațiile în care împlinesc 6 ani și părinții doresc să-i înscrie la școală, un lucru foarte bun de alminter și pe care eu personal îl recomand, este nevoie de o recomandare de la grădiniță și de la Centrul de Orientare Școlară și Profesională. Un alt document este dovada vaccinării, iar pentru de la medicul de familie, iar pentru alternativa step by step, un extras revisal din care să reiasă faptul că părinții pot suporta contravaloarea mesei de prânz pe care o servesc aici în școală, alături de toți colegii din clasă și de la toată alternativa STEP. În perioada înscrierilor, la nivelul fiecărui inspectorat școlar, va fi disponibil un număr tel verde, unde părinții vor putea suna pentru a primi informațiile de care au nevoie pentru înscrierea copiilor.